Dragi prieteni, bun venit la o nouă oră de studiu biblic. Înaintea noastră se află acest adevăr măreț, harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos pe cruce. Și ce cere Dumnezeu de la noi în schimb? Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Lege și har. Acesta va fi subiectul pe care îl vom dezbate astăzi împreună cu invitații mei. Cornel, bine ai revenit la întâlnirea noastră, și Nelu, mă bucur că ești cu noi astăzi. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați acceptat invitația noastră. Așadar, lege și har. Vom intra direct așa în subiect pentru că și vom face puțin dicționar și vreau să vă întreb în termenii generale așa, ce înseamnă legea, ce înseamnă harul, ca să avem o bază așa de unde să plecăm în discuția noastră. Așadar, ce este legea? Cred că ar trebui să facem o selecție în ceea ce privește creștinismul în general și confesiunile care aparțin acestei denominațiuni, macro-denominațiuni, pentru că în înțelegerea adventistă există un concept cu privire la lege și har, dar nu în toate confesiunile există același concept de înțelegere. Așa cum am spus, creștinismul are inclusă noțiunea de har, noțiunea de lege, însă există și diferențe de înțelegere. Cât de operativ este harul, dacă acolo unde este har mai este nevoie de lege, sau se pune întrebarea ce primează, dacă primează legea sau harul, dacă se exclud una pe alta, dacă se compensează cumva una pe alta, și de aceea cred că ar fi ideal să ne ocupăm în primul rând de înțelegerea adventistă. Conform înțelegerii adventiste, cele două nu se exclud, ci putem vorbi de unitate între har și lege sau între lege și har în desfășurarea planului de mântuire. Cum acționează fiecare în viața creștinului? Astfel, ca să venim la o scurtă definiție, legea este standardul lui Dumnezeu pentru sfințirea și neprihănire. Nu este un set de legi luate aleatoriu, nu este o invenție a unei minți luminate, ci valorile prevăzute în lege sunt întâlnite în caracterul lui Dumnezeu. Aici este secretul valabilității legii și a unei bune definiții a legii. O definiție corectă izvorăște din caracterul lui Dumnezeu. Ca să înțelegi legea, va trebui să-L analizezi pe Dumnezeu, să-L înțelegi pe Dumnezeu, să ai o relație deosebită cu El pentru a înțelege caracterul legii și felul în care Dumnezeu dorește să o implementeze în mintea celor care colaborează cu Dumnezeu, să spun așa, într-un termen actual. Mulțumesc, reținem câteva lucruri, dar înainte de asta vreau să auzim, eu știu, Cornel, dacă ai putea să definești cumva harul sau câteva explicații în legătură cu ce este harul, ce înseamnă și tot ce ar trebui să știm despre har. Dacă legea este ceva scris, ceva văzut, ceva învățat, harul este ceva care nu se vede, dar se simte. Este planul de salvare a lui Dumnezeu în caz de... Pentru că călcarea legii este egal moarte. Plata păcatului este moartea. Dar, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Harul acesta este planul de mântuire care l-a făcut Dumnezeu, mila sa nemeritată pe care noi nu avem, pentru că spune cuvântul, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta înseamnă har, să primești ceva nemeritat. Și mai sunt câteva exemple pe care le dăm puțin mai târziu. Da, o definiție generală, am aflat acum ce este legea, ce este harul. Vom intra în detalii în studiul nostru. Avem un text care sună așa, este vorba de cel din Galateni 2:21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu,
Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Sunt interesat și probabil și ascultătorii noștri cum înțelegem acest text. Deci, încerc să parafrazez cumva. Dacă călcarea legii din textul nostru este păcat, înseamnă, prin deducție, că ascultarea de lege este neprihănire. Nu? Cam așa înțeleg eu. Atunci eu vă întreb, unde este harul? Mai este nevoie de el? Nu mai este nevoie? Deci, dacă călcarea legii este păcat, dacă ascultarea de lege este neprihănire, ce mai e nevoie de har? Cum trebuie înțeles echilibrul ăsta între lege și har? Pe înțelesul nostru al tuturor. Am vorbit până acum de lege, am vorbit de har, dar observăm că în textul de memorat mai apare încă o componentă, și anume moartea sau viața sau Hristos. Și textul spune că dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Intervine valabilitatea jertfei lui Hristos sau contribuția lui Hristos, care dă valoare atât legii cât și harului. Excluzând pe Hristos, sunt unele părți ale pământului care n-au de a face, din punct de vedere religios, n-au de a face cu elementul Hristos. Au altceva, cred altceva, Hristos pentru ei. Textul spune clar, dacă neprihănirea s-ar căpăta prin lege, prin păzirea legii, atunci am alunecat pe o anumită pantă și am fi numiți legaliști. În sensul că dacă legea spune să nu, eu mă lupt să împlinesc sau să mă feresc de efectele negative ale legii respective și ca atare am pretenția că sunt neprihănit. Textul spune că degeaba a murit Hristos. Pentru că, dacă gândești așa, pentru că prin intervenția lui Hristos în această ecuație, atunci se dă valabilitate și legii și harului. Hristos este cel care mediază între har și lege și care dă valoare tuturor aspectelor legate de har sau de lege. Am înțeles. Eu vreau să încurc și mai mult lucrurile. Și vreau să merg pe un exemplu. Hai să luăm prima poruncă, dar să nu ai ales Dumnezeu fără de mine. Să zicem, una din primele două porunci. Eu mă străduiesc să mă închin singurului Dumnezeu, adevărat. Da? Împlinesc porunca asta. În mod normal sunt neprihănit, nu? Sunt sau nu sunt? După cum ai comentat tu, nu sunt. Nu-i suficient să păzesc legea, nu? Eu întreb, de ce e nevoie de har în continuare? Pentru că harul este o favoare pe care ne face Dumnezeu nemeritat. Deci nouă ne dă ceva ce noi nu merităm, dar care concură la mântuirea noastră. Și asta este ceea ce ai spus tu, moartea Domnului Hristos. Ăsta este har, nu? Este har. Ne este oferit în dar ceva ce noi nu merităm, treaba asta. Mă gândesc că ar fi o iluzie până la urmă, potrivit declarației Scripturii și potrivit contextului general al Scripturii, ca să nu mai vorbim despre valabilitatea a ceea ce înseamnă Hristos în prezența acestei ecuații, ar fi o iluzie pentru cineva să încerce să obțină mântuirea pe baza păzirii literei legii. Legea spune așa, am păzit-o și ca atare ar fi o iluzie. Este fără sens, pentru că de fapt vine Pavel și spune și legea ne-a fost un îndrumător către Hristos. Și comentatorii spun că referința este atât la legea ceremonială cât și la legea morală. Dacă dau crezare acestui comentariu, și eu pentru mine
îl accept acest comentariu. Litera legii produce legaliști. Ori, dacă această lege, chiar morală, nu mă conduce la Hristos, repet ideea, mă consolez, mă autoînșel cum că aș putea obține neprihănirea prin păzirea literei legii. Hristos este cel care vine și face ca ceea ce eu înțeleg prin lege să devină viabil, să devină posibil și să afecteze în așa fel ființa mea, încât împreună cu Hristos să merg pe calea mântuirii. A introdus un termen nou, legea, un îndrumător. Potrivit textului, Galateni. Da, deci text biblic, nu comentez deloc așa. Aici. Deci, plec de la ce am propus eu, porunca, da? Să nu iau Dumnezeu afară de mine. Cred treaba asta, pentru că legea îmi spune asta, nu? Dar ce fac eu cu viața mea, cu păcatul meu, până la urmă? Eu înțeleg din ce spui tu că degeaba cred că Hristos, degeaba cred în Dumnezeu, degeaba cred că El există, că eu sunt singurul Dumnezeu adevărat și asta nu e suficient pentru mântuirea mea. Nu, Cornel? Cum putem să înțelegem mult mai bine lucrurile astea? Într-un sens mai clar, așa, mai limpede. Legea are locul ei, harul este primordial, deci este pe primul loc cum ar veni. Și aș vrea să dau un exemplu. Ce s-a întâmplat cu Galatenii? De ce Pavel vine și îi mustră pe Galatenii? Galatenii au primit de la Apostolul Pavel Evanghelia cu toată inima. Și după ce au primit-o, după ce a doua vizită pe care o face Pavel, îi mustră și le spune în felul următor. Aș vrea să citesc un verset. Te rog. La început, capitolul 1 cu versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Ce s-a întâmplat cu Galatenii? Altă evanghelie care vorbește Pavel aici este de fapt credința în neprihănirea care se capătă prin lege. Au zis, domnule, da, bine, Hristos, dar legea. Și-au pus din nou legea pe primul loc și că mântuit poți să fii numai prin păzirea legii. Morală și ceremonială. Și atunci Pavel vine și îi mustră. Pentru că legea este bună, dar nu poate să aducă mântuire. Păcatul, legea arată păcatul, dar din păcat ne poate salva numai Dumnezeu prin harul său. Nu te folosim un termen așa, nu te absolvă de păcat, nu? Nu te absolvă legea. De păcat. Legea ți arată că ești păcătos. Și ai pus o întrebare mai înainte, de exemplu, porunca întâi, de unde este... Am luat un exemplu. Unde reiese harul în porunca întâi? Da, da. Păi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din țara robiei. Păi nu este har? Au meritat ei să fie... Au pus ei ceva, mâna, n-au să facă ceva, nimic. Dumnezeu i-a scos cu mână puternic, nu este har? Și apoi le-a spus, dacă eu, Dumnezeu, v-am scos din robie, e bine să nu aveți alt Dumnezeu afară de mine, pentru că eu sunt cel care v-am scos. Deci, în primul rând, apare harul și apoi apare îndrumarea pe care o Dumnezeu... Deci, ordinea așa este. Ordinea așa întâi harul, da. Și apoi legea. Uite, autorul lecțiunii noastre spune așa, și vreau să-mi spuneți dacă, sau care este punctul vostru de vedere. Numai o frază citesc. Legea este har. Pentru că ea ne oferă calea de a ieși din necazuri. Calea vieții, calea libertății. Este interesant că autorul lecțiunii identifică legea cu harul. Sunteți de acord cu treaba asta? Deci legea este har, pentru că ea ne oferă calea de a ieși din necazuri. Adică ne arată un drum să ieșim din necazuri. Calea vieții, calea libertății. Cum? Sunteți de acord cu afirmația asta? Legea este har. Mă gândesc că această definiție este un alt fel de a spune, da? Că cele două nu pot fi despărțite. Ele merg împreună. Am înțeles. No. Bună explicație, mulțumesc mult. Ceea ce vreau să mai spun cu privire la ideea aceasta de legea morală, are de-a face cu capacitatea omului de a înțelege
și de a o traduce în viața personală, pentru că de aceea se spune, se supranumește legea morală. Capacitatea omului de a înțelege și de a traduce în viața personală a unui precept enunțat de lege. Caragiale spunea pe vremuri că o societate fără principii va să zică că nu le are. Nu? El spunea un adevăr la vremea aceea. Legea morală operează în capacitatea intelectuală a omului și face din om o ființă morală, nu legea. Omul este făcut, este creat o ființă morală pentru că Dumnezeu a dotat-o pe această ființă morală cu o putere de înțelegere. Nivelul intelectual este operațional și înțelege ce înseamnă legea și care este urmarea, care este efectul legii. Urmează hotărârea de a traduce în viață acest principiu enunțat de lege. Face până la urmă din acest principiu un scop în viață, un etalon de a corela învățătura și practica, sau practic teoria cu practică, de unde rezultă practic un principiu moral. De aceea omul este o ființă morală, spre deosebire de alte ființe de pe pământ, care nu au de-a face cu moralitatea. Bun, vreau să ai introdus doi termeni, nu? Ființă morală și lege morală. Legea lui Dumnezeu, despre care am discutat câteva cuvinte până acum, este o lege morală. Ați putea să definim cumva așa ce este ființa morală? Aici autorul spune că Dumnezeu este dragoste și eu parafrazez puțin. O ființă morală este o ființă caracterizată de dragoste. Așa pe scurt. Cornel, ce ar fi dacă te-ai gândit cumva ce este ființa morală? Și Nelu, apoi dacă poți să îmi spui de ce legea se cheamă morală? Poate completăm cumva să avem o imagine clară pentru ascultătorii noștri, că ei sunt principalii beneficiari ai studiilor noastre. Ce este ființa morală? Ca o definiție așa, dacă vreți. Și ce este legea morală? Să o clarificăm mai bine. Tu ai discutat, dar hai să mai, poate să mai repetăm încă o dată. Cornel, te rog. Înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să fac o remarcă tot în ceea ce privește harul. Unde se vede harul lui Dumnezeu? Și gândiți-vă, chiar din Eden, Dumnezeu le spune primilor noștri părinți, poți să mănânci din toți pomii din grădină. Cu plăcere, a zis, spune, chiar să mănânci după plăcerea ta. Nu e acesta har? Adică, ți se pune toată grădina la dispoziție să mănânci din ea, dar Dumnezeu spune, din acest pom să nu mănânci. Pentru că Dumnezeu știa că acolo se află amăgitorul. Amăgitorul nu avea voie să plimbe prin grădină decât să stea în pomul acela. Acolo cunoștințe aștepta binelui și răului, pe Eva. Nu? Dacă Eva nu s-ar fi dus acolo, nu s-ar fi întâlnit cu diavolul niciodată. Nu e acesta har? Să mai dau un exemplu. Iosif a spus, Putifar mi-a dat toată casa pe mâna mea, toată casa. Și i-a spus soției, tu ești al lui Putifar, de tine nu poți să mă adic. Nu e acesta har pe care îl primești de la Dumnezeu? Da, este o asemănare frumoasă care ai făcut-o. Da. Și acum să revenim la întrebarea ta. Legea morală, există, cum să zic eu, un reper. Pentru că putem să spunem de un om că este moral fără să-l cunoască pe Dumnezeu. Păi în educație, eu știu, au citit foarte mult. Dar când vorbim de legea morală, ne referim la legea pe care Dumnezeu a dat-o. Noi ne raportăm întotdeauna la Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu? Și atunci putem să spunem că legea celor 10 porunci este o lege morală. Adică ne învață cum să ne raportăm față de Dumnezeu și cum să ne raportăm față de semenii noștri cu care trăim zi de zi. Aproapele nostru. Și ne învață moral, cum să trăim. Și așa cred că... Bun. Am asistat persoana morală, într-un reportaj în care mai multe persoane, cum să zic, persoane titrate, analizau o anumită problemă care să fie introdusă în legislația țării. O doamnă insista
ca să fie legiferată. Un alt domn, de asemenea, încerca să intervină și spune: Doamnă, dar este moral lucrul acesta? Răspunsul a fost, la momentul potrivit, politica n-are de-a face cu... N-are morală. Moralitatea. Da. Deci, când vorbim de moralitate, când vorbim de legea morală, aceasta are de-a face cu demnitatea umană, cu făcut orice pentru ca să dezvolți demnitatea umană. Ori sunt multe lucruri în lumea noastră care înjosesc demnitatea umană, care se produc. Dumnezeu tocmai asta urmărește. Prin legea morală pe care o emite, să dezvolte demnitatea umană, să îl ridice pe om de la un anume stadiu de înțelegere cât mai sus, pentru ca în felul acesta toată capacitatea intelectuală să fie condusă de anumite principii, de anumite reguli, de anumite practici care să stimuleze orice capacitate intelectuală și, de ce nu, să stimuleze și să dezvolte în continuare relația cu Dumnezeu. Pentru că, așa cum am spus, omul se dorește să fie o ființă morală, pentru că Dumnezeu este o ființă morală. Și din caracterul lui Dumnezeu, omul trebuie să se alimenteze. Și acest grad și această virtute a omului întotdeauna trebuie întreținută și dezvoltată. Mulțumesc. Ai spus așa, Dumnezeu este o ființă morală. Asta înseamnă că El a creat pe om ca ființă morală, da, pe care a dat o lege despre care discutăm, dar dacă ne urcăm puțin la locul unde tronează Dumnezeu, acolo există o lege morală, pentru că sunt ființe morale. Înțeleg că îngerii sunt ființe morale. Iar autorul lecțiunii noastre spune așa, că și în cer există o lege morală. Motiv pentru care până și în cer Dumnezeu are o lege morală pentru îngeri, pentru că sunt ființe morale. Cum vedeți treaba asta? Legea morală pe care o cunoaștem noi și tot ce iese din gura lui Dumnezeu este lege, nu numai cele 10 porunci, zic eu. De ce vă întreb treaba asta? Pentru că există discuții care spun că în cer este cu totul altceva, sunt alte legi, sunt ființe necăzute. Dar totuși în Ezechiel 28 cu 15 și 16, când se referă la Lucifer, ai stat aici până s-a găsit nelegirea în tine. Cum explicați, Cornel, cum e posibil aceeași lege care o cunoaștem noi să guverneze și lumile necăzute? Da. Legea care ni s-a dat nouă, care este tot lege morală venită de la Dumnezeu, este tradusă pentru noi pământeni. Pentru că nu poți să spui în ceruri, eu sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. N-are niciun sens, nu? Dar legea morală, așa cum s-a spus, în originalul ei, guvernează universul. De unde știm lucrul acesta? Foarte clar de la exemplu care l-ai amintit. S-a găsit nelegiuirea în tine, în Lucifer. N-a fost mulțumit. El a beneficiat de har. Era un heroism strălucitor. Era dotat mai mult decât ceilalți îngeri. N-a fost mulțumit și a râvnit, a poftit la scaunul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu i-a spus, s-a găsit nelegiuirea în tine și ai păcătuit. E, faptul acesta ne spune că totuși în cer este un raport. Deci se raportează la ceva, sunt niște legi pe care nu trebuie să le calci. În momentul când le-ai călcat, ești vinovat. Sunt morale, nu? Sunt morale. Pentru că ființele cărora li se adresează sunt ființe morale, nu? Cu dragoste, exact. Cu conștiință, cu sigur. Gândire, cu așa mai departe. Nu ești de acord? Omul a fost creat tot ca o ființă umană, precum și celelalte ființe. Marea diferență între este că omul a cedat unei influențe. Dar acele ființe din ceruri sunt în măsură să respecte anumite reguli și anumite legi acolo pe teren necăzut. Însă ceea ce este specific, ei
aceste ființe morale, ele în mod deliberat, datorită dragostei care o poartă față de conducătorul lor, să zic așa, respectiv Dumnezeu, în mod deliberat respectă aceste legi. Și există acolo o atmosferă, nimeni nu este nemulțumit sau nimeni nu îndeplinește o anumită poruncă ori de frică, ori de faptul că așa trebuie, că de altfel așa. Singurul care a vrut să fie altfel a fost Lucifer. Și Domnul nu obligă să renunțe la această alegere. Este doar o concluzie personală. Îmi închipui că în momentul alegerii lui Lucifer de a se răzvrăti, a avut loc un dialog între el. Îți dai seama ce faci? Ar fi stupid ca Dumnezeu să-l fi prins pe Lucifer pe picior greșit și din momentul ăsta te-am exmatriculat din ceruri. Cred că a avut loc un dialog între, Dumnezeu a explicat, explicarea sunt și în urmările și l-a lăsat cumva să analizeze și să aleagă. Problema alegerii este un alt subiect, dar cred că i-a explicat urmările. În aceeași pildă de neascultare a fost și omul. Evident, influențat de unul care era deja căzut. Însă, Dumnezeu niciodată nu a vrut să-și impună punctul de vedere în mod arbitrar. Așa spun eu și cu asta așa face. Ce le-a explicat? Și a mers până acolo încât dacă vei alege varianta pe care eu ți-o propun, este spre binele tău, mie nu-mi faci niciun serviciu. Tu ești cel care ești beneficiar a acestei bune alegeri. Care i-a spus, mă gândesc că această variantă i-a explicat-o și lui Lucifer. Lucifer a insistat și a mers mai departe. Până când, spune cuvântul, locul lui nu s-a mai găsit în cer. Și a fost expulzat. Continuăm așa pe tema asta, pentru că pare interesantă, poate descoperim unele lucruri. O întrebare mai grea. Cornel, există har și har? Legea, am înțeles că este o lege adaptată la cer, deci nu poate să fie cea, nu poate. Ideea în sine probabil e aceeași. Ideile sunt aceleași și în legea morală cerească. Numai cum spuneai tu, nu a fost nimeni în Egipt să iasă de acolo, da? Sau nimeni nu consideră că nu trebuie să se închine viului lui Dumnezeu sau că nu există. Dar vreau să te întreb, există și har în cer? Nu știu, e o întrebare, mi se pare acum la momentul ăsta dificilă, nu știu dacă o să reușim să răspundem. Există exemplu suprem, există har în cer. De ce? Universul este guvernat prin dragostea lui Dumnezeu. Și acest lucru este harul lui Dumnezeu. Este harul. Dumnezeu nu este, așa cum a fost acuzat, un Dumnezeu, gata să lovească. Un Dumnezeu care are pretenții mari. Nu. În ceruri domină dragostea. Și asta este cel mai mare har pe care Dumnezeu le-a. Dar știți cum este exemplu și pe pământ? Omul se satură și de bine. Înțelegeți? Așa s-a întâmplat cu Lucifer. Nu știm cum. Asta ne duce la gândul că Dumnezeu a creat ființe libere, nu roboți în ceruri, ca să poată și aleagă. Și în acest herovim strălucitor a devenit invidia. A început să încolțească invidia și nu s-a mulțumit cu locul care îl are. Și atunci... Da, din ce spunea Nelu, mă gândesc, acum fac legătura că Dumnezeu a lăsat un timp de meditație către cel mai strălucitor, cea mai strălucitoare creație a lui, Lucifer. A avut discuție cu el. Și avem scrieri care îi demonstrează lucrul ăsta. Nu a luat o hotărâre directă. Ai greșit, te expulzezi de aici. I-a dat timp să gândească, a avut discuții cu el, a încercat să-l lămurească. Eu zic că ăsta este har, nu? Ăsta este har. Deci există și har în cer. Și încă ceva. Să nu uităm că planul de mântuire a fost făcut în ceruri pe baza dragostei lui Dumnezeu înainte de ca om să fie creat. În caz de se întâmplă. În caz de Dumnezeu are întotdeauna un plan B.
Asta nu este har, nu este rezervă, nu este dragostea lui Dumnezeu. În caz se întâmplă ceva, să avem, să-i salvăm pom, nu să-i nimicim. Este foarte clar. Când spui Dumnezeu, zici dragoste, zici har, dragoste, zici îngăduință pentru anumit timp ca să-ți revizuiești viața, să încerci să corectezi. Și poate ar mai fi o dovadă de har, de exemplu, în, acceptăm doar ipotetic ideea, în momentul în care s-a găsit nelegiuirea în el, Dumnezeu l-ar fi putut distruge. Pe loc, fără discuții. Fără argumente, fără explicații, nu avea cui să dea explicații, este hotărârea suveranului și cu asta faptul că nu l-a distrus și l-a lăsat în viață. E adevărat că continuitatea vieții lui Lucifer a creat destule complicații pe pământ și nu numai. Dar faptul că l-a lăsat în viață este o dovadă de har. Da. Și faptul că o altă dimensiune a harului orientată într-o altă direcție cumva, dragostea lui Dumnezeu este întotdeauna, cum să zic, un recipient, un depozitar de har. Și mă gândesc că din acest depozitar îngerii și toate ființele necăzute din această dragoste a lui Dumnezeu se întrețin și își continuă activitatea. Aceasta este de asemenea o dimensiune a harului în care Dumnezeu pune la dispoziție tuturor ființelor necăzute în continuare dragostea lui, susținerea lui, planurile lui și așa mai departe. Mulțumesc. Hai să facem un pas mai înainte. A fost o discuție generală despre lege și har până acum. Vreau să revenim cumva la Cartea de Deuteronomul, să vedem ce spune, că în trimestrul acesta despre Cartea de Deuteronom discutăm. Hai să vedem ce spune cartea asta despre lege și har. Din ce am citit, din ce ați citit și voi, esența cărții pare a fi tocmai problema asta, să păzești cuvintele legii. Și ni se dau niște texte aici. În Deuteronom, capitolul 4, capitolul 17, capitolul 28, capitolul 30, capitolul 31, 32, 33 și alte versete. Ar fi aici, în studiul nostru, o idee pe care aș vrea să o discutăm în momentul ăsta, plecând de la testele astea, care spune cam așa: Dumnezeu făcuse atât de mult pentru ei și avea să continue să facă lucruri pe care israeliții nu le puteau face pentru ei înși și pe care, în primul rând, nu le meritau. Și ce le-a cerut, în schimb, a fost tocmai ascultarea de lege. Vreau să vă întreb din paragraful ăsta, ce nu puteau ei face pentru ei? Și a trebuit să facă Dumnezeu. A făcut atât de multe pentru ei lucruri pe care ei nu le puteau face. La ce s-o fi referind acele lucruri pe care ei nu le puteau face pentru ei înșiși? Am putea răspunde la întrebarea asta? Plecând de la... Aș vrea să spun, ai amintit niște versete din Deuteronom? Da. Le-am citit pe toate cu atenție și aș vrea să spun că tema centrală la toate versetele acestea este să înveți să te temi de Dumnezeu. Bineînțeles, să păzești și să împlinești toate cuvintele din legea aceasta. Ce nu puteau să facă israeliții și Dumnezeu intervine? În primul rând, i-a scos din țara Egiptului cu mână puternică. Ei n-ar fi putut să iasă din robie sub nicio formă. În al doilea rând, i-a scăpat de toate popoarele care erau dușmane. Erau dușmane. Deci dacă Dumnezeu n-ar fi fost, ar fi fost nimicit poporul. Când le-a promis o țară și a ajuns la hotarele țării, toate popoarele s-au pus în mișcare și dacă n-ar fi fost Dumnezeu, le-ar fi distrus. Ei n-ar fi putut, niște oameni, niște robi, să lupte cu soldați, cu oameni înarmați, cu oameni puternici, pregătiți pentru război. Și sunt și foarte multe exemple. Acesta este har. Sau i-a făcut să mulțească într-un loc în care greu să te mulțești, într-un pustiu. N-ai hrană, n-ai apă, n-ai nimică, tu să te mulțești. Au primit hrană, au primit apă. Asta nu este har? Adică Dumnezeu s-a îngrijit de ei până au intrat cu toată îndărnicia lor.
până au intrat în Canaan, s-au îngrijit de ei. Acesta nu este har. Deci astea sunt unele lucruri care ei nu le puteau face pentru ei înșiși. Avea cum. Lucruri practice vorbesc. Dacă și mergând pe linia aceasta, e adevărat, ei nu puteau face lucrul acesta. Omul actual, omul zilele noastre, de asemenea, nu-și poate plăti prețul de răscumpărare. Ceea ce a plătit Hristos, ceea ce a făcut Hristos pentru omul în general și pentru mine în mod special. Lucrul acesta eu nu l-aș fi putut face cu nimic și niciodată. Îmi place totuși ultima referință, ultimul text, am revizuit toate aceste texte, am găsit cât de cât un corespondent comun între ele. Îmi place totuși textul din capitolul 32:2. Domnul a venit din Sinai, a răsărit din Seir, a strălucit din muntele Paran, a ieșit din mijlocul zeilor de mii de sfinți. Pentru mine, aceasta înseamnă revelație. Până la urmă, orice om are șansa să se bucure de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu îi se arată și când Dumnezeu face o revelație, când se descoperă în inima mea, păi atunci nimic nu poate egala lucrul acesta. Pe de o parte, nimic nu mă poate schimba de pe linia pe care am mers să relaționez cu Dumnezeu, deoarece Dumnezeu mi s-a arătat. Dumnezeu s-a revelat. Nu? Poate în alt termen, dar textul acesta nu face altceva decât să deschidă perspectiva înțelegerii lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește orice ocazie, vine de oriunde, numai ca să creeze o anume stare în inima omului în general și a mea în mod special, această descoperire deosebită. Mulțumesc! Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Și hai să dau un text, Roman 3:28. Iar răspunsul nostru este ascultarea de lege. Noi ascultăm de lege, dar nu într-o încercare zadarnică de a fi mântuiți, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Bun, aici apare un nou termen pe care aș vrea să-l discutăm, faptele legii. Și vreau să vă întreb, la ce se referă Apostolul Pavel aici când spune în Roman 3:28, fără faptele legii? La ce lege, la ce fapte ale legii, ce înseamnă faptele legii? Și poate să plecăm tot de la un exemplu de poruncă. Hai să luăm tot porunca întâia. Care este fapta acestei legi până la urmă? Cum trebuie înțeleas lucrul ăsta? Pentru că obligatoriu mă duc la o poruncă, putem să luăm oricare din cele 10 sau altele. Care sunt faptele? Ce înseamnă faptele legii? Vă rog, cine dorește? Cornel. Faptele legii sunt faptele pe care le faci și ai pretenții pentru ele. Uh-huh. Acestea sunt faptele legii care, domnule, la un moment dat israeliții au zis, lasă-ne în pace, ce tu ne-ai ales, nu avem nevoie de... Sau noi păzim, ce răsplată avem? Acestea sunt faptele legii în care, dacă păzești legea, ai pretenții. Noi am făcut, am des. La un moment dat și ucenicii, Doamne, noi am lăsat totul. Ce răsplată avem? Atunci când ai pretenții la o răsplată, astea sunt faptele legii. Adică, în primul rând, este o îndreptățire de sine. Eu fac și trebuie să mă mântuiești, nu? Trebuie să fiu mântuit. Ai putea să dai un exemplu pe o lege, pe o poruncă, să zicem. Ia-o porunca întâi, poftim. Te-am luat prin surprindere cu întrebarea asta, este adevărat, dar hai să încercăm să o descoasem așa cumva. Care ar fi faptele acestei legi? Ca să revenim la ce ai spus tu. Adică eu îmi dau cu, spun eu cum e acum și să gândim cumva. Să nu-i azi Dumnezeu să ia avară de mine, dar eu te-am scos din țara Egiptului. Bun, cred treaba asta. Dar tu ai obligația ca să-mi faci mie bine, da? Sau să ții cont că eu cred treaba asta. Cam așa gândesc eu. Ascult de treaba asta, de legea asta, fac fapta asta, da. Că și eu, gândirea e, până la urmă, o faptă, nu?
Ascult, înțeleg, dar am pretenție să mi se dea un răspuns benefic pentru mine, pentru că eu... Sau puteți să luați ținerea zilei de odihnă sau oricare. Am gândit corect? Eu mă fac ipotetic așa, un om care pentru prima dată aude așa ceva și este cam greu de înțeles. Cum să zic, poporul lui Israel se diferențiază de alte popoare prin faptul că erau monoteiști. Adică credeau într-un singur Dumnezeu. Dumnezeu chiar intenționa să-i formeze în așa fel încât și cu scop preventiv urma să se confrunte în diversele situații cu care se confruntau cu idei politeiste, cu o grămadă de zei. Numai puțin adevărat este că faptul că și când au ajuns în țara promisă, s-au lovit acolo de filisteni și au întâlnit un grup de filisteni care îl plângeau pe Tamuz. Tamuz era zeul ploii. Și acolo, cum e sezonul secetos și sezonul ploios, în momentul în care vine sezonul secetos, poate că ei nu înțelegeau fenomenele astea meteorologice, ei credeau că zeul ploii deja a murit și va trebui să îl plângă, să-i aducă jertfe, să facă ceva pentru ca acest zeu să revină. E bine, au întâlnit lucrul acesta, dar poporul era, ca să spun așa într-o formă elegantă, doar poporul era în pericol să copieze lucrul acesta. Dacă nu, unii dintre ei chiar au copiat lucrul acesta. Nu? Și azi, împrumutând o anume concepție despre zeu, ca să nu mai vorbim de pleiada zeilor care au venit odată cu Imperiul grecesc, o grămadă, unii spun de 3000 și ceva de zei, care zeu ploi, zeu focului, zeu cutare și pentru fiecare. Și atunci, unde este de aceea, cum să zic, rostul poruncii, a poruncii întâi? Și harul care poate fi observat din lucrul acesta, Dumnezeu, prin această poruncă, a vrut și intenționează să-i ferească pe oameni de această amăgire, această utopie, să zic așa, de a accepta în viețile lor și prezența altor zei. Deci, ca să revin cumva la ideea care am spus-o, accept un zeu pentru că vreau ca să am nevoie de ploaie, da? Aduc ofrande, aduc, spuneai de Tamuz, da? Aduc, fac drec, dar scopul meu, mintea mea este ca să am ploaie, da? Dumnezeu trebuie să mă ofere ceva în schimbul închinării mele și ofrandelor care le aduc. E ce deosebit față de Dumnezeu? Dumnezeu nu cere așa ceva? Adică îl accept porunca lui, fac treaba asta, dar am un scop. Așa mi-a explicat mie Cornel. Este corect așa sau cum trebuie gândit? Nu trebuie să cer nimic dacă ascult legea? Cum trebuie înțeles? Dacă ascultăm de lege, noi avem beneficiile, nu suntem să-L tragem pe Dumnezeu la răspundere, pentru că așa a făcut poporul, ne-a dus aici să murim. Pentru cine sau să cerem un schimb. Sau să cerem un schimb, dă-ne asta, dă-ne asta, dă-ne asta. Nu, Dumnezeu ne-a dat o lege și noi suntem beneficiari. Dacă facem așa, trăim în pace cu Dumnezeu, trăim în pace cu aproapele. Cine beneficiază? Suntem feriți de boli, suntem feriți de păcate și beneficiem de harul lui Dumnezeu. Ajungem la chestia asta foarte interesantă. Ar fi greșit să aștept din partea lui Dumnezeu recompensă sau poate neapărat, dar un rezultat pozitiv de la ceea ce am cerut lui Dumnezeu. Vedeți, aici este ascuns o, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Noi ascultăm de lege, dar nu într-o încercare zadarnică de a fi mântuiți prin ea. Deoarece vine, prin lege vine cunoștința de plină a păcatului, ci ca rezultat al mântuirii care ne-a fost dat prin har. Adică, prin harul acesta de a beneficia de jertfa Domnului Iisus Hristos, ne considerăm mântuiți. În calitate de mântuiți, atunci oferim ascultare fără pretenții. Ascultare lui Dumnezeu de tot ce spune El. Până la urmă, aici este ascuns secretul mântuirii. Până la urmă, legea nu mântuiește.
Ori așteptările noastre este mântuirea, nu? Cornel, te rog. Și mai este o problemă pe care chiar Dumnezeu o spune. Beneficiile legii. Dacă veți păzi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Păi nu sunt astea beneficiile ascultării de lege? Nu? Sau dacă veți asculta, întotdeauna există această relatare în Sfânta Scriptură. Dacă veți asculta și veți păzi poruncile mele, veți fi binecuvântat între neamuri, veți fi lumina neamurilor. Nu sunt astea binecuvântări care vin în urma păzirii legii? Ce pretenții să mai ai de la Dumnezeu care deja îți spune urmările? Deci nu putem discuta de așa termenul ăsta, faptele legii, fac ceva ca să fiu mântuit. Da. Pentru că este har. Mântuirea este har, nu? Deci ceva care noi nu merităm și nu putem da nimic în schimb. Exact. Legea are cu totul altceva. Nu știu cât faptele legii, cât în termen foarte clar. Bun, hai să mergem mai departe. Avem capitolul 10 din Deuteronomul care vorbește despre beneficii, da? În general așa, astea 15 versete. Ideea generală este să păzești legea ca să-ți meargă ție bine, ceea ce spuneai tu, Cornel, puțin mai înainte, și să fii fericit. Ați putea exemplifica de ce să meargă bine, de ce dacă eu păzesc porunca 5, să zic, să-ți respecti părinții, da? Să ai grijă de ei. Ce beneficii am eu din treaba asta? Am dat un exemplu întâmplător, nu porunca cincea, dar puteți fi altele. Sub împărțirea aceasta are o denumire așa, puțin străină pentru noi, letovlac, care din contextul lecțiunii noastre am înțeles că ar tradus în limba română ar fi pentru binele tău. Deci tot ceea ce Dumnezeu cere, el însuși nu are un beneficiu, ci beneficiul se răsfrânge asupra omului în general. Concluzia scepticilor care resping Biblia, Dumnezeul Vechiului Testament este dur, este deosebit de Dumnezeul lui Noul Testament. În contrast cu Iisus, al Noului Testament, Dumnezeul Vechiului Testament este diferit. Așa gândesc scepticii care resping Biblia. O gândire cu multe lacune și o gândire defectuoasă. 2. Noile table de piatră pe care Dumnezeu a poruncit lui Moise să le facă după episodul cu vițelul de aur, în care primele table au fost trântite și distruse, urmează un nou episod. Dumnezeu îi poruncește lui Moise, merge și ia alte table, scrie ce a fost scris, Deuteronom 10, începând de la 1 la 5, puse în chivot. Dumnezeu reînnoiește însărcinarea lui Moise, scoală-te, du-te și mergi înaintea poporului și condui pentru a lua țara în stăpânire. Această atitudine a lui Dumnezeu rezultă din dragostea lui Dumnezeu. Este o dovadă a harului său. Este specific acestui moment. Dumnezeu se adresează până la urmă singular. Și îmi place această conexiune de la adresarea generală, până la urmă vorbește la persoana întâi, la singular. Să faci, să umbli, să iubești, să preziți. Pentru că efectul de mulțime are și el, problemele lui. Dar îmi place că Dumnezeu, până la urmă, mi se adresează mie și spune, tu trebuie să umbli, tu trebuie să faci, tu trebuie să împlinești, tu trebuie să faci. O responsabilitate, deosebită, care o trasează Dumnezeu. Da. Pentru binele tău, punctul al treilea, care reiese din această expresie, o dimensiune specială a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru ei, pentru mine, El dorește pentru ei binele suprem. Ascultarea față de legea morală ar fi și va fi doar în beneficiul lor.
toată această pleiadă de invitații și de atitudini pe care Dumnezeu a luat-o față de poporul din vechime și o are față de poporul actual, pentru oamenii care îi dau ascultare, e totul spre binele tău. Mulțumesc. Mai e o idee interesantă, spre ne apropiem încet încet de sfârșitul lecțiunii noastre sau explicațiile, sperăm înțelese. Spune autorul aici că ieșirea din Egipt este este catalogat un simbol al mântuirii prin credință în Hristos. Deci ieșirea poporului din Egipt. Aș vrea să clarificați cumva ideea asta pe înțelesul nostru. De ce ieșirea din Egipt, cu toată istoria pe care o cunoaștem, este un simbol al mântuirii prin credință în Hristos? Aș vrea să clarificați ideea și mai este o problemă aici, o întrebare pe care vreau să vă pun. De ce egiptenii au fost înghițiți de ape? De ce nu s-a arătat har și pentru ei? Prima problemă. Ieșirea din Egipt, un simbol al mântuirii prin credință. Cornel, dacă ai putea să explici de ce asemănarea asta, de ce este un simbol, putea fi un simbol. Întotdeauna găsim în Sfânta Scriptură Egipt asociat cu păcat. Întotdeauna. Uh-huh. Și în Noul Testament. Și așa cum poporul Israel a fost eliberat din Egipt, o țară care nu avea de-a face cu Dumnezeu, avea zei foarte mulți, i-a eliberat și i-a scos din țara Egiptului, din țara. Așa Dumnezeu ne-a scos prin jertfa Domnului Hristos din robia păcatului în care am fost prinși, în care nu aveam cunoștință, nu aveam lege, nu aveam cunoștință de păcat și trăiam în robia aceasta, crezând că este bine. El ne-a scos din robia aceasta și ne-a eliberat prin jertfa Domnului Hristos. De aceea este o strânsă legătură, o asemănare între aceste două acțiuni. Nelu, de ce egiptenii n-au beneficiat de har? Ăștia, poporul a trecut prin ape, s-a desfăcut apele, au trecut, iar egiptenii... Poate că este o dovadă a faptului că noțiunea de har nu este o noțiune generală de care să beneficieze absolut toți oameni și la infinit. Uh-huh. Orice ar face omul, harul lui Dumnezeu trece peste. Poate că înghițirea acestor mase de oameni, nu știu câți, dar au fost o armată întreagă de oameni, ar simboliza la finalul istoriei faptul că sunt ființe omenești care vor trebui fi distruse. Dumnezeu nu o face cu plăcere, dar acesta este cursul istoriei. În momentul în care Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, va exista o grupă de oameni care trebuie să distruși. De ce? Pentru că harul lui Dumnezeu intră într-o nouă fază. Faza aceasta de har iertător și care oferă posibilitatea de mântuire ajunge la final. Se încheie. Și odată cu încheierea acestui har, se procedează la o nouă dimensiune a timpului, o nouă fază a istoriei, în care, așa cum am spus, o categorie de oameni trebuie să fi distrus. Și aici sunt o serie întreagă de speculații, cum că dacă vor merge undeva într-o zonă izolată, undeva în universul acesta și se vor chinui veșnic. Aceasta e o iluzie, este o, cum să zic, o forțare a cuvântului lui Dumnezeu. Nu ar fi pe etalonul lui Dumnezeu ca undeva în universul acesta să existe un loc unde ființe omenești să se chinuie la infinit. Este bună ideea care ai spus-o și acum înțeleg foarte bine că harul are limite. Chiar bunătatea asta lui Dumnezeu, care a fost atât de mare cu poporul evreu, da? Culminând cu ieșirea lor din Egipt și celelalte lucruri, chiar după ce au intrat în Țara Promisă, e un moment în care harul se închide. A fost un har pentru egipteni înainte de a ajunge să fie prins sub ape sau nu? Chiar al lucrurilor acestea voiam să amintesc, au avut la dispoziție cel puțin 400 de ani.
Și nu numai, au avut la dispoziție suficient har în care să învețe de la Dumnezeu evreilor, măcar în ultimul moment să fi învățat ceva. Bă, ce au cunoscut legea morală, ca să revenim la termenul nostru, pe care o avea Dumnezeu pentru. S-au întâmplat lucruri incredibile în mijlocul lor. Toate plăgile și toate intervențiile lui Dumnezeu ar fi trebuit să le dea de gândit cumva. Ei nu, au mers mai departe. Limitele acestea ale Harului nu intervin ca urmare că Dumnezeu nu mai are ce să facă. S-a epuizat rezerva de Har. Nu. Dumnezeu are Har, dar, așa cum am spus, merge până la o anumită etapă a istoriei, după care consideră că totul trebuie schimbat. Și conform Harului Său, schimbarea aceasta trebuie să producă. Da, mulțumesc. Vreau să citesc două versete din capitolul 9 din Deuteronomul și apoi să vedem ce legătură are cu Harul treaba asta. Este spre finalul lecției noastre. Deci versetele 5 și 6 din capitolul 9. Nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țării lor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, Isaac și lui Iacov. Și acum versetul 6. Să știi dar că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău acea țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpățânat. Cornel, unde este harul aici? Exact ce am discutat mai înainte. Pretențiile noastre nu au nicio valoare. Noi avem impresia că am făcut multe, că uite, ne-am chinuit, că nu știu ce. Dumnezeu spune, nu din cauza asta. Nu ăsta e scopul. Ci au rămas și ei surprinși când le-au dat timp de har și popoarelor care erau în Canaan să se pocăiască. Și avea și oameni printre ei. Avea pe Balaam acolo. Mai erau oameni care... Mai ales când au auzit că poporul a fost eliberat din Egipt, în loc să se pocăiască, ei s-au răzvădit contra lui Dumnezeu și a zis suficient timp pentru acest lucru. Așa cum s-a spus, există un timp limită în care Dumnezeu nu mai poate să aibă răbdare. Egiptenii au avut N exemple, Moise. Dacă ei ar fi rămas la decizia pe care au luat-o, mergeți că Dumnezeu ăsta e mai puternic, plecați. Dacă ar fi rămas aici, ar fi scăpat toată armata și faraon. Nu i-ar fi nimic Dumnezeu cu mare. Dar ei s-au încăpățânat și au luptat împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, când lupți împotriva lui Dumnezeu, singura șansă, Dumnezeu pune capăt. Așa este. Mai am aici un paragraf autorului lecțiunii care completează cumva ceea ce ai spus tu. Pe scurt, în ciuda greșelilor tale sau ale mele, a defectelor tale sau ale mele sau... și a gâtului tău înțepenit, există text cu termenul ăsta, Domnul face această lucrare minunată pentru tine și în tine. Apoi, drept urmare, Domnul îți poruncește să asculți de El și de legile Lui. Domnul te-a salvat prin har, acum având legea scrisă în inima ta și duhul tău, care îți dă putere, mergi și ascultă de legea sa. Este incredibil lucrul acesta. Te consider neprihănit, dar îți recomand ca după ce te consider așa, fiul meu, îți recomand să asculți de lege. Este extraordinar pentru că nu mă distruge, exact cum s-a întâmplat cu Lucifer. Este parcă e nedrept. Am o viață așa nenorocită, plină de păcat. Dumnezeu vine și îmi oferă neprihănirea și îmi spune, păzește legea pe care eu ți-am dat-o spre binele tău, cum spuneai tu, Cornel, este spre binele și beneficiul nostru. Suntem la încheierea studiului. Vreau să, pentru ascultătorii noștri, vreau să aveți câteva gânduri, pornind la ceea ce a spus, recomandări pentru ei, care oameni care poate nu sunt cunoscători ai acestor termeni, faptele legii, har, lege și așa mai departe. Ce sfaturi le-ați putea da? Dacă sunteți beneficiarii Harului, suntem beneficiarii Harului. Ca o concluzie am putea spune, Harul precede legea și conduce la ea. Argumentul.
înainte de a primi interdicția de a mânca din pomul oprit, primii oameni au primit permisiunea și invitația de a mânca din toți pomii din grădină. La dorință, poți mânca la dorință din orice pom din grădină. În zilele noastre, apartenența doar la creștinism sau la Biserica Adventistă nu este un motiv de mândrie sau un motiv de afirmație personală, ci o responsabilitate față de Dumnezeu și față de semeni. Mulțumesc. Cornel, ce gând de încheiere ai? Cu privire la harul lui Dumnezeu, harul nemeritat. Dacă noi am primit un har de la Dumnezeu, nu trebuie să-l ținem numai pentru noi. Și noi să ne bucurăm și noi să primim întotdeauna har de la Dumnezeu, har după har, și să-l ținem pentru noi. Ci să se bucură și cei, să se bucure și cei cu care luăm contact. Și aș vrea să spun, să ne luăm de o poruncă, porunca a patra. Spune, odihnește în ziua șaptea. Odihnește-te. Dar nu numai tu. Revarsă această odihnă și acest har și peste cei din casa ta. Și peste robii tăi, peste străinii care sunt în tine. Deci harul trebuie dat mai departe, revărsat, ca nu numai tu să te bucuri de el, și să bucure și cei cu care intri în contact. Pe aproapele tău. V-aș cunoscut pe Dumnezeu. Ca el să bucure de harul de care te-ai bucurat și tu. Și cred că acesta este un lucru important. Mulțumesc mult! Dragi prieteni, ne-am apropiat de încheierea studiului nostru. Nu vă dorim decât să fiți beneficiarii harului lui Dumnezeu. El este gata să vi-l ofere gratuit, vi-l oferă cu toată dragostea, rămâne ca voi și noi toți să-l primim, dar cu o condiție, să ținem cont și de ceea ce urmează după ce Dumnezeu ne oferă harul, anume să ascultăm de legea Lui spre binele și fericirea noastră. Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare, la revedere!